Hotelul Cecil 640 S Main Street, Los Angeles Un hotel ca oricare altul, 600 de camere și prețuri acceptabile. Fără un efort financiar deosebit, ai putea să și locuiești aici. Sună tentant, doar că hotelul Cecil, cunoscut acum ca și Stay on Main, are un trecut cel puțin sinistru. Celebrul hotel stă fără îndoială ca sursă de inspirație pentru hotelul Cortez din sezonul 5 al serialului American Horror Story. Nu e un hotel destinat neapărat vampirilor, dar Sisel e asociat cu un număr record de sinucideri, criminali în serie, apariții spectrale și nu în ultimul rând celebrul caz Elisabeth. Hotelul are un trecut tumultos. Era anul 1924 când începuse construcția hotelului Sisel. Se dorea a fi lăcașul perfect pentru oamenii de afaceri. Așa a și fost pentru o perioadă de timp, de la deschiderea oficială din 1927, până în anii 50. Apoi s-a întâmplat ceva. O umbră întunecată a început să înconjoare hotelul, iar decadența a început să roadă puțin câte puțin pereții maestuosului hotel de altă dată. Cecil a căpătat reputația macabră de locul în care oamenii fără speranță veneau să se sinucidă. Exemplele sunt multe și ne vom rezuma doar la câteva. 22 octombrie anul 1954 Helen Gurney moare aruncându-se de la etajul 7. 11 februarie 1962 Julia Moore sare de la etajul 8. Un caz ceva mai dramatic de sinucidere datează din 12 octombrie 1962, când Paul Otton se aruncă de la etajul 9 și aterizează pe George Giannini, care trecea întâmplător pe lângă hotel. Amândoi și-au pierdut viața. Cecil e asociat cu o crimă oribilă. Goldie Osgood, o femeie care își petrecea timpul hrănind porumbeii din fața hotelului, a fost găsită moartă în camera în care locuia. Fusese înjunghiată, strangulată și violată. Crima rămâne și astăzi nerezolvată. Și dacă tot vorbim de crime nerezolvate, se pare că Sisol este ultima locație în care a fost văzută în viață Elizabeth Short, devenită celebră în urma morții sale extrem de violente. Trupul neînsuflățit al femeii cunoscută ca și Black Delia a fost descoperit pe 5 ianuarie 1947 pe un câmp din North Avenue. Detaliile crimei sunt mai mult decât grotești. Trupul era retesat în două, aproape golit de sânge. Colțurile gurii fusese rătăiate până în dreptul urechilor și multiple lovituri de cuțit îi mutilau pieptul. Ca și în cazul Goldie Osgood, ucigașul lui Elizabeth Short este și astăzi necunoscut. Dar nu sunt doar crime și sinucideri. SIS l-a găzduit și criminali în serie. Richard Ramirez, cunoscut ca și vânătorul de noapte, The Night Stalker, a terorizat orașul Los Angeles, ucigând numai puțin de 13 femei la mijlocul anilor 80. Toate aceste crime odioase s-au întâmplat în timpul șederii sale la Cecil, unde închiriase o cameră pe care plătea 14 dolari pe noapte. Ramirez a trăit neobservat la Cecil timp de un an de zile. Nimeni nu părea să se sizeze ceva dubios la el, chiar dacă la întoarcere își arunca hainele însângerate la tomberonul din spatele hotelului. Din păcate, Ramirez nu este singurul criminal în serie asociat cu Sisă. Austriacul Johann Jack Unterweger a locuit la Sissel în 1991 pentru o perioadă de 5 săptămâni, timp în care a continuat munca lui Richard Ramirez. Aflându-se în Los Angeles cu pretextul documentării pentru o carte cu tema criminali în serie, Unterweger își ia munca mult cam în serios. Astfel, acesta ucide trei prostituate în timpul șederii sale în state, dar avea în spate alte șapte omoruri comise în Austria.